adăpost antiaerian și el, nu? Da. Civil, care în sus, te rog. Câte, câte persoane ar trebui? În caz de urgență pentru persoanele care locuiesc în această scară de bloc. Așa cum am spus, legislația permite să fie folosit fără să aducă modificări structurale, condiția că în cazul ar fi o situație care impune eliberarea lui în 24 de ore. Ok. Credeți că ce e 24 de ore? Noi avem pentru fiecare scară de bloc câte o persoană care se ocupă de acest adăpost. Uh-huh.